Vara este un anotimp cel mai frumos. Ziua copilului, greva profesorului, vin invitațiile la nuntă, care pentru ăștia deja căsătoriți sunt de fapt chemarea la datorie. Și tot pentru că a venit vara, ne vom concentra pe tot ce este revoluționar în materie de grătar. Pentru că, nu-i așa, oricât de mari s-ar face purceii, tot mititei ajung, dragii de ei. Vido. Ne-i masa chinana, Asta e bun și în pădure sau în poieniță. Vine jandarmeria cu amenda. Mă, ce faceți acolo? Fripturi cu garnitură de ciuperci? Ce garnitură, boss? Că-i garnitură de chiuloasă. Asta ne mai lipsea. După greva profesorilor, polițiștii din penitenciare amenință și ei că blochează pușcăria. Sunt supărați că le crește vârsta de pensionare și că îi ceartă și pe ei nepoții. Tataie, mai mergi mult la pârnaie? Cu mine când te joci? Știți că mai sunt bunici care vin cu nepoții la birou. Ăștia nici măcar asta nu poate să facă. Adică cum să-i zici lui ăla mic, vrei să te ia tataie mâine cu el la bulău? Te las să te joci cu cheile? Te scoate tataie la aer. Oricum, ăsta este cel mai ciudat protest de care am auzit în viața mea. Cum blochezi o pârnaie? Nu mai lași infractorii să iasă? Sau nu-i mai lași să intre? Deranjem? Domnul, am și eu de făcut 3 ani. Mă, tu n-auzi să pleci de aici că protestăm? Tu vrei să mori în libertate și nu știi cum să faci? Dar și ca simplu cetățean ești într-o foarte mare confuzie. Adică ce dracu fac cu viitorul meu? Nu mă lasă ăștia nici să merg la școală, nici la pârnaie. Unde mă situez? Mamă! Haide, mamă! Până la urmă, ce a fost Titanicul? Primul submarin de unică folosință. Atât de bogați erau oamenii de pe el că au zis, dă-l dracu, dă-l de iceberg, că facem unul nou, nu ne interesează. Salvați femeile, copiii, bogații, iar săracii să stea să înghețe la birou. Nu, birou era ăla de care s-a ținut DiCaprio până a murit? Exact ca bugetarii noștri. Zilele acestea se filmează la Cluj Titanic 2. De ce la Cluj? Pentru că este plin de bogați care își permit chiriile alea exorbitante. Și pentru că numai la Cluj autobuzele iau apă de zici că le-ai scos dopul. Every night in my dreams I see my feelings. Să ziceți mersi că n-aveți încă metrou, că vă cânta Celine Dion. Când eram mic, nu exista conceptul de mașină de teren. Dacia era mașina de orice teren. Aveai treabă în mijlocul pădurii, luai Dacia 1300, urcai până în vârful muntelui, puneai 6 bușteni pe ea, te întorceai acasă, aveai lemne de foc. Aveai nevastă, dar stăteați cu soacra? La fel, urcai până în mijlocul pădurii, îi băgai și soției un lemn în sobă, aveai liniște în casă. Tu crezi că primele mașini care făceau așa au fost în California? Erau tații noștri, la treabă! Erau la pădure, boss! Așa am apărut! De-aia mă bucur enorm când văd că mai sunt oameni care nu au uitat că orice Dacia berlină este de fapt off-road. Cinste lui, cinste acestui domn care după o tinerețe petrecută, tocmai cum vă ziceam, n-are cum să mai vadă un obstacol în niște stâlpișori de pe trotuar. Au și stâlpișorii ăștia rolul lor, să nu se urce pe trotuar, vreo Toyota Land Cruiser, vreun Nissan Patrol, dar n-ai cum să oprești ce nu-i făcut să se oprească. Vă rugăm să ne dați un mic subscribe, că știți de unde dai subscribe, de acolo Dumnezeu îți dă. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Pa, pa!